Bună ziua, dragi pofticioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi voi pregăti tort lapte de pasăre. Și acum, hai să trecem la treabă! Desparte albușurile de gălbenușuri. Adaugă în albușuri un praf de sare și mixează până devin spumoase și pufoase. Apoi adaugă treptat două linguri de zahăr, continuând să mixezi. La capăt trebuie să primești o bezea densă. Adaugă în bolul cu gălbenușul o lingură de zahăr și o linguriță esență de vanilie. Mixează bine până primești o textură pufoasă. Gălbenușurile trebuie să devină de un galben pal și lucioase. Adaugă o lingură de bezea în gălbenușuri și cu o spatulă de silicon amestecă energic. Apoi adaugă toată bezeaua peste gălbenușuri și cu mișcări largi amestecă-le până se încorporează împreună. Ai grijă să nu spargi bulele de aer. La capăt adaugă 3 linguri de făină, încorporează-o și pe ea lent cu mișcări largi. Ia o tavă cu fund detașabil de 22 cm, tapetată la bază cu foaie de copt și unsă toată cu ulei. Răstoarnă aluatul și nivelează-l uniform în tavă. Coace pandișpanul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius 20 de minute. Pregătește crema. Toarnă într-o cratiță laptele și pune-l la foc mic până ajunge la punctul de fierbere. Între timp, desparte albușurile de gălbenușuri. În gălbenușuri adaugă 130 de grame zahăr, esența de vanilie și mixează până devin pufoase. Apoi răzuiește coaja de la o lămâie, pune o lingură de făină și mai mixează puțin. Când laptele a ajuns la punctul de fierbere, toarnă treptat câte puțin peste gălbenușuri și încorporează-l energic ca să nu se taie ouăle. După ce laptele cu crema de ouă s-a încorporat, toarnă compoziția înapoi în cratiță, întoarce-o la foc mic, continuând să amesteci cutelul. Când crema începe să se îngroașe, mai amestec-o 2 minute.
Ia cratița de pe foc și adaugă în cremă untul rece. Amestecă până se topește complet și lasă crema să ajungă la temperatura camerei. Între timp, pune într-un bol gelatina și laptele. Amestecă și lasă gelatina să se umfle. Adaugă un praf de sare în albușuri și mixează până devin spumoase și pufoase. Apoi, adaugă treptat 130 de grame de zahăr, continuând să mixezi. La capăt trebuie să primești o bezea densă. Ia bolul și pune-l la baia de aburi. Amestecă în bezea permanent 5 minute. Apoi ia bolul într-o parte și lasă bezeaua să se răcească. Pune gelatina umflată la microunde pentru 20-30 de secunde sau până se topește complet. Toarnă crema de gălbenușuri într-un bol mai încăpător. Deasupra adaugă bezeaua și gelatina. Amestecă totul cu mișcări largi încât să nu spargi bulele de aer și până se vor încorpora toate ingredientele. Scoate foaia de copt pandeșpanului deja răcit și întoarce-l înapoi în tavă. Toarnă deasupra crema și bate un pic tava să iasă bulele mari de aer. Pune tava la frigider pentru 4-6 ore. Pregătește sosul de ciocolată. Toarnă într-o cratiță frișca împreună cu laptele și du compoziția până la punctul de fierbere. Când mixtura începe de-abia să clocotească, stinge focul și adaugă ciocolata neagră împreună cu untul. Acoperă-le cu frișcă fierbinte și lasă să stea 5 minute. Mixează cutelul până se topește ciocolata și untul. Lasă sosul să se răcească puțin până va fi de-abia călduț. Scoate tortul de la frigider, treci cu cuțitul pe marginile tavei ca să se desprindă mai ușor și toarnă sosul de ciocolată în așa fel încât să acopere tot tortul. În caz că este nevoie, nivelează cu un cuțit de patiserie. Decorează tortul atât cu ciocolata albă topită, cât și cu ciocolată neagră topită. Servește-l cu plăcere!
Poftă bună! Acest tort se topește în gură. Sper din suflet să vă placă această rețetă care o găsiți pe valerisfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!